Bine v-a regăsit, dragilor, la un nou videoclip, la unul dintre cele mai așteptate videoclipuri din ultimul timp de pe acest canal, sincer să fiu, pentru că m-ați spamat, Vali, dă-ne și nouă mod pe cul, Vali, cum putem să-l dăm la domn? Iar în tot acest timp, dragilor, am lucrat la el, ce vreau să vă fac să înțelegeți încă din prima este că acest mod pe nu este, să zic, fir cu fir făcut de mine, este luat din mai multe părți, ulterior modificat și puse, aveți o arhivă cu reshade, cu NB, cu moduri, cu plugin-uri, cu absolut tot și este un mod de grafică făcut pentru medium slash ultra PC, adică el este făcut în așa fel încât dacă dați graficile pe normal, să aveți acest blur în continuare și să vi se vadă frumos, însă să nu vă afecteze calculatorul. Nu este, dacă aveți sub GTX 1050, mă rog, și dacă aveți ceva de la AMD, dar să echivaleze GTX 1050, nu vorbim de 1050, știai, s-ar putea să aveți destul de mare lăguț. Însă aștept în comentarii, dacă v-ați downloadat mod pe cu, ce performanțe ați reușit să atingeți cu el, pentru că m-am chinuit destul de mult la aranjarea texturilor. Dacă vă uitați în fișierul mods, sunt destul de multe texturi puse acolo, texturi care odată scăzute, graficile scad și ele însă tot oferă jocului un view destul de plăcut, dacă mă întrebați pe mine. Însă, pe parcursul videoclipului de astăzi, o să vă explic cum puteți să-l downloadați, pentru că este un proces extrem de simplu, nu trebuie să intrați pe niciun Discord, nu trebuie să intrați absolut nicăieri și, by the way, că tot veni vorba de Discord, în descrierea acestui videoclip aveți noul link de invite către Discordul serverului meu de 5M, pe care ne aflăm și în momentul de față. Bun, ce vreau să vă spun este că în seara aceasta avem implementarea eventului de Crăciun și pe lângă eventul de Crăciun avem jobul de țigări, de cocaină, de farmer și de livrator de cereale de la farmer. O să fie job de 100 de ore și job de 200 de ore. Coca cred că o să o lăsăm la 300 de ore și țigările la 100. După care urmează să mai adăugăm joburi pentru 50, respectiv 500 de ore, avem câteva în plan și totodată restul de joburi ilegale, care o să fie o nebunie totală. Bun, ideea este fix în felul următor: pentru a downloada acest modpack, tot ce trebuie să faceți este să intrați pe serverul meu de 5M, însă tot acest proces se va putea face odată cu implementarea update-ului de Crăciun. Ideea este că noi acum avem o comandă, însă aceasta o să adauge odată cu implementarea update-ului. Este o comandă pe care, dacă voi o scrieți în chat și sună cam așa, slash modpack, pe voi o să vă, de fapt, browserul vostru o să vă deschidă automat modul de grafică pe care eu l-am pus la downloadat. Mai precis, voi intrați pe server, atât tot trebuie să faceți. Să intrați pe server, să scrieți comanda slash modpack, după care o să vă bage pe Google, adică o să vă deschidă automat Google-ul și acolo o să vă puteți downloada acest modpack. Ideea este că reshade-ul, pentru a-l băga, trebuie să faceți, mă rog, este un proces puțin mai complicat. Aveți câteva tutoriale pe YouTube destul de explicite. Știu că unul l-a făcut Borsec, după care m-am luat și eu și nu mai știu. Cred că sunt destul de mulți care au făcut cu reshade-ul, pentru că din ce am înțeles după noile update-uri, se cam trage pe cur și nu mai merge, din păcate, așa cum mergea odată și trebuie să băgați în plugins. Este un proces puțin mai complicat, dar mă rog, complicat e un cuvânt mare spus. Cred că în 2 minute, dacă aveți răbdare, îl faceți și o să aveți acest blur pe care eu îl am în momentul de față. Adică reshade-ul pe care eu vi l-am dat este un reshade care are direct incorporat acest motion blur. Bun, ideea este că această versiune este versiunea 1.0, să o numim așa, sau 0.1, I don't know, o să pun eu în titlul acestui videoclip. Ideea este că această versiune va fi pentru, doar pentru toată lumea, adică pentru toți jucătorii de 5M, pentru că oricine se poate conecta pe server. Eu am zis, bă, las acest link nu doar pentru cei care se joacă pe server, ci și pentru cei care nu vor să se joace pe server și doar vor să intre să ia mod pe cul, sau poate dau și o șansă serverului în aceeași ordine de idei și doar cu o comandă puteți să luați, dar în viitor o să avem varianta 1.1 sau 2.0, I don't know, habar n-am cum o să le numesc, care o să fie ceva de ultra PC demențial. Deja am fișierele pregătite, oarecum, mă rog, parțial, să zicem așa, de la 40-50% sunt pregătite, mai am destul de mult de muncă la ele. Am mai vorbit cu un băiat care mă ajută și el în tot mersul ăsta și vreau să-i mulțumesc foarte mult prin intermediul acestui videoclip și o să iasă o nebunie totală. Acela o să-l fac special doar pentru jucătorii de pe serverul meu de 5M, după care o să mai facem unul de low din nou pentru toată lumea și încă unul de low doar pentru jucătorii de pe serverul meu de 5M. Bun, acum haideți să vă arăt puțin toate setările pe care le am și eu și să vă explic anumite chestii despre ele. În primul și în primul rând, MSA-ul ăsta pe care eu l-am dat, sau MSA, habar n-am cum se pronunță, pe care eu l-am dat la maxim, este
cel mai important în grafica jocului și la fel și FX-ul ăsta. Sunt două chestii extrem, extrem de importante. În aceeași ordine de idei, fiind un mod de grafică care are niște texturi destul de ample, în aceeași ordine de idei, vegetații și mai știu ce alte chestii de genul ăsta, vă recomand să aveți VSync on pentru că nu mai aveți fluctuații foarte mari de... de grafici sau de texturi sau habar n-am chestii de genul ăsta, să nu vă mai scadă FPS-urile dintr-o dată, pentru că le menține la o anumită putere și calculatorul se obișnuiește la acea putere. După care vă recomand ăsta să-l aveți la cel puțin jumătate, mai sus este cu atât mai bine. În rest totul, da, am dat pe ultra. Uite, aparent și shadows-urile pot să dau pe very high. Sunt tare curios dacă îmi schimbă ceva, deși nu cred că îmi schimbă ceva prea mult. Pe astea nu, da, aparent nu mai merg mai mult de atât. Astea la fel, sunt toate pe very high. Ideea este că pentru a avea o grafică mult mai bună, nu trebuie neapărat să aveți totul pe very high, însă poste fixul ar fi necesar măcar pe very high să-l aveți, nu pe ultra. Și ăsta dat la maxim motion blur-ul, pentru că am băgat un motion blur special făcut, care este impecabil, nici nu deranjează la ochi și în aceeași ordine de idei se îmbină foarte bine cu acest blur cu care vine reshade-ul pe care vi l-am oferit și este ceva inedit. Adică puteți să aveți restul setărilor undeva la mediu normal, dar motion blur-ul când o să vi-l dați pe ultra o să vă facă toate luminile de pe stradă, de la mașini, fumul din care iese din țevile mașinii și de la motor, o să vi-l facă mai amplu, mai frumos, mai tot o să vadă puțin mai bine, sincer să fiu cu voi, atunci când aveți motion blur-ul pornit. Bun, ideea mod pe culul, așa cum am explicat, să ne mai lungim prea mult, este una simplă. Am vrut să fie un mod pe nu prea luminat, nu prea încărcat, însă se vede superb în alte ipostaze, în, nu știu, pe zi, în amurg. Deci se vede impecabil pe ploaie, dar din păcate noi acum pe server fiind sezon cu zăpadă de Crăciun, avem zăpadă și nu pot să vă arăt, este mai mult așa o vreme încețoșată, foggy sau cum s-ar spune, mă rog, pe GTA 5. Bun, ăsta este modul de grafică, nu uitați să intrați pe Discord pentru a afla când se bagă eventul de Crăciun, pentru a putea avea și acces la comanda /modpack și atunci o să-l puteți download. Da, vă kiss și vă aștept pe cel mai tare server în continuare.